lucrurile cele mai importante pe care le-am, ni le-a dat începutul secolului 20, a fost că modul de a ne exprima poate fi oricum. Și și eu, și Mișu, și colegii mei, cred că gândim la fel. Dacă mâine dimineață m-aș trezi că aș putea să vă spun ceea ce vreau să vă spun, trăgând numai liniuță sau atât cu o pânză albă, aș face-o. Deci Mihai Cizmar dictează așa, pentru că el a hotărât că așa se poate exprima cel mai bine. Vorbea Roxana de lucrarea pasual cu draperie. Păi, ce poate fi mai modern decât acea lucrare? Acea lume al vasului grea, care apasă, în fața căruia să altul, ținut de firea de pensiile de al vas și rămâi acasă. Un fel de comentariu al libertății, al frumuseții noastre, a vasului alb, al acestui peisaj, a vieții pe care o trăim, legată de cealaltă parte a lumii, care câteodată poate să fie dură, puternică. Vedeți, draperie e ca un munt. E o conversație. De fapt, Mihai Cizmar reușește, prin lucrările lui, să vă pună într-o situație nouă pe fiecare din dumneavoastră, fiecare din noi. Reușește să ne facă ca propriile noastre meditații să fie puțin alte. Și ceea ce e extraordinar la Mihai Cizmaru, reușește să ne spună că lumea în care trăim e frumoasă și că trebuie să o iubim. Să o iubim în modestia ei, în simplitatea ei, moara, copacul, barca, apa. Ce sunt? Nu despre asta vorbim, nu astea sunt lucrurile care ne cuceresc și pe care le iubim. Mihai Cizmaru e un mare dintre... Sunt fascinat de desenele prietenului meu, Ilfoveanu, în creion, peisaje de la Rădești. Dar niciodată n-am vrut să desenez ca el peisaje de la Rădești. De câteva ori am încercat să pictez niște flori albe, ca Mihai Cizmar. Dacă veți vedea trandafirii lui alb, veți ajunge, cel puțin eu așa cred, că e cel mai frumos alb pe care l-am văzut în lume. Vă mulțumesc!